Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție. Aradul matinal. Singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi. Bună dimineața din nou, dragi arădeni. Bună dimineața. Ia. Ia. E bine. Cine? Ea este, ea este o zi. Ea este Dana, colega mea. Deci și un vreau din, da. Hai. Voiam doar să lansez, să o arunc asta aici. Aruncă, până aruncă. Astăzi să știi că sărbătorim Ziua Internațională a Puzzle-urilor. Și știu pe de rost să fac trei puzzle-uri. Ceva cu dinozauri, da. Ursul păcălit de vulpe, da. Și cavalerul cu dragon sau dragonul omorât de cavaler sau whatever. Deci astea le știu pe de rost deja, că le tot fac cu Marcus. În rest nu prea am la un moment dat de... cred că Zoli Lovaș, iar vorbim de el. Bună dimineața, dacă ne asculți. Salut, Zoli! Avea o postare ceva de genul că anunța lumea că în sfârșit, evident era o glumă, da, că am reușit să completez puzzle-ul. A, nu vreau să mă laud, era. Nu vreau să mă laud, da. Dar scria, dar pe cutie scria, doi ani. Da, doi ani, eu am terminat, nu știu, o zi sau câte zi, da. Mi se pare absolut corect, da. Dar da, asta, că nu vreau să mă laud. Nu vreau, dar... să, aia era, da, mulțumesc, da, frumos pentru, da, ajutor. Da, da, mi-am adus aminte de postare. Un incendiu are loc. Aua. Cum a trecut de, deci cum am aterizat avionul din puzzle din ăsta imediat în nu intrăm în detalii, da, prea multe. Un incendiu a avut loc în această dimineață la un pavilion al spitalului Matel Balș din capitală, pacienții fiind evacuați. Conform ISU și Ministerului Sănătății, trei persoane au fost găsite carbonizate, iar o persoană este în procedură de resuscitare. Incendiul a avut loc la parterul unui corp de clădire în care se aflau în jur de 100 de persoane. Pompierii spun că au fost degajări mari de fum. La fața locului au acționat ambulanțe, autospeciale, un spital mobil și unități de descarcerare. Pompierii spun că pacienții răniți au fost preluați de ambulanțe și transportați la alte spitale. Știrea este, da, în curs de actualizare și noi am citit de pe digi24.ro. Dacă doriți să continuați. Da, asta cu incendiu deja chiar mă deprimă, în sensul că na, știm ce s-a întâmplat nu de mult cu un alt incendiu la spital și na, e trist. Nu știu dacă să mă bucur sau să nu mă bucur. Uite, pentru ce? Statisticile oficiale ne spun că Rusia a registrat o scădere record a populației. Păi ce facem, tata? Pleacă rusnacii? Pleacă spre state, poate. Da. S-a diminuat populația cu peste 510.000 de persoane. Ioi. Pe parcursul unui an. Deci jumătate de milion într-un an. Jumătate de milion. Mele unde ane vin paruschi? Vin pe la noi, vin asta. Deci cea mai mare scădere din ultimii 15 ani. Ca să te gândești. Între 2005 și 2006, populația rusă a ajuns la 143,8 milioane de locuitori între 2005 și 2006 și na, e, acolo a fost o scădere din nou, dar acum e iar record de peste jumătate de milion într-un an, ceea ce e mult. Aha. Da? Au de unde vorba aceea, nu? Da, da, este de unde. Așa că... Așa că asta e. Vreau să lansez știrea, dar o așteptăm pe Georgi să intre imediat. Eu cred că o să ascultăm o frumoasă melodie de mare angajament. Îmi setez vocea pe când ajunge Georgi, ca să nu fiu mai prejos. Bună dimineața, Georgi! Uite, are telefon, are căști, are dictate. Facem dictate. Punem tot ce trebuie, tot ce trebuie. Deci bună dimineața. Deci Mihai așteaptă o știre, deci astea de o lună, cred că, nu glumesc. Așteaptă știrea să poți fi aici ca să zic în toată. Sunteți pregătiți? Mă, eu sunt foarte pregătit. Să vedem. Ce sunt? Gata. Deci, știrea e preluată de la vecini, după Ungaria. Așa. Dar mi se pare o idee extraordinară. Și ce ați spune? Sunt atent la tine, doar că uite, în acest moment și anulez alarmele. Deci e mai multe alarme, da. Poți să-mi spui, te rog, aproximativ câte like-uri avem pe pagina de Facebook? Aprox. 860. Bun, deci. Așa.
o companie crescătoare de porci undeva în Ungaria, zona Bihor, Arad, nu știm, știm exact locația, dar nu o divulgăm de acum. Așa. Primarul din acea localitate a venit cu o idee extraordinară, pentru că satul era în semifaliment, pentru că COVID, pentru că nu erau minuni. Satul este recunoscut și în zonele noastre, Bihor, satul mare, chiar și în Arad, despre o doamnă care face cârnați sătmari. Okay. Adică de sătmar. Ceva cârnat special, rețetă din tată, fiu, fiică, minuni de nu știu câte generații. Și această doamnă încă trăiește și are rețeta și în satul acela există o crescătorie de porci și de acolo din porci, evident, se fac niște cârnați. Și pentru că faliment și pentru că tehnologizare, a venit domnul primar și a zis că am o idee ca să reușim să supraviețuim COVID-ului. A lansat o invitație prin care orice persoană fizică sau juridică poate să-și cumpere un porc. Și cumpărând acel porc, intri pe un site și poți să vezi 24 de ore din 24 ce-ți face porcușorul. Wow, ce tare! Poți să-i dai nume. Poți să ai cerințe speciale. Azi dați-i nu știu ce de mâncare. Azi puneți-i o fundiță de nu știu care. Poți să-i dai nume. Da. Și după ce trece un an, tu decizi ce se întâmplă cu porcul. Te duci și iei porcul. Dacă supraviețuiește Ignatului sau nu. Sau e varianta 2, că plătești în plus și atunci doamna asta îți face cârnați. Da. Din porcul tău. No, și eu am o chestie de spus. Ce-ar fi? Unul la mână, hai să discutăm. Mâncăm porc sau nu mâncăm porc? Cum suntem noi trei aici? Eu personal, da, și anul ăsta am făcut cârnați. Da, și eu mâncăm porc. Da. Da. Nu ne-ai convins. Nu. Am putea spune că suntem convinși de răspunsul tău. Da, scuze pentru ezitare. Da, se consumă din când în când. Încerc cât mai puțin, după cum... Da. Dar se consumă. Nu se vede. Da, știu, momentan. Ok. Da, okay. Georgie, se consumă, nu? Se fără consumă, da. Deci, cantități industriale, da, dar se consumă pe aici, pe acolo. Nu? Cea mai bună legume e cârnații până la urmă. Da, așa? Aici nu este ezitant, nu. Nu? Nu? Nu-ți plac cârnații? Nu. Ba da. Așa e. Pare rău. Să ți aduc din cârnații făcuți de... Sinceritatea este una dintre calitățile mele, pe care n-am de gând să o pierd în matinal. Am înțeles. Deci nu prea, cârnați foarte rar, extrem de rar, aș putea spune, da. Mă scuzați, dar nu că am ceva botigă. Mm-hmm. Cum s-ar numi porcul? Ce? Hai să ne gândim. Ce Pinky? S-ar întâi... Pinky. Eu, da. Ce, dacă mi-aș lua eu un porc... Nu, eu deja stau să mă gândesc ce ar fi să ne luăm noi un porc. Să-l monitorizăm. Și să-l monitorizăm împreună cu radioascultătorii noștri. Timp de un an. Și după aia să facem un poll... Și să ghicim. Dacă ce facem trece sau nu cu de porcul? Dați-ne da câteva scenarii, dar primele 5 scenarii ce se întâmplă cu porcul le vom, da. Eu l-aș numi jupânul. Jupânul. Așa l-aș numi, așa mi-a venit mie. Nu știu de ce. Na, eu m-am gândit ce-ar fi să facem un concurs în care să invităm lumea să vină să dea like-ul la Radu Matinal, să ne punem un target acum dimineață. Și în cazul în care atingem acel număr de like-uri în 2 săptămâni, să ne luăm acel porc. Foarte tare, da. Putem, de ce nu? Da. Uite, și avem timp să-l creștem până la Ignat. Da, stai un pic, nu tu îl crești, asta e ideea. Tu trimiți numai bani la o companie. Să-i transmitem energia noastră astfel încât el să crească. Îi ducem sticăre cu Radio Arad, cu TV Arad, facem filmări. E porcul nostru și îl facem celebru. Voi, da, băieți, tu... mă stricați de cap aici. Da, gândește-te ce... Nu e ok. Ba, se poate. Nu sunteți atât de entuziasmi. Eu abia am așteptat să vă dau știrea asta. Și asta aviz dacă cumva există o firmă de genul. Cei care ne urmăresc sunt pro treaba asta și ne susțin în a adopta acest porcușor. Da. Mihai are o... Da, ai o treabă tehnică. Mihai și vrejul de microfon, dar... Da, sunt de acord. Eu căutam în timpul ăsta, că mi-am adus aminte, asta e ca un fel de paralelă la un site creat acum de unul de acolo, de prin Norvegia, cred că s-ar ce așa, site? În care poți să intri pe site-ul ăla și poți să strici cât poți tu.
De tare. Da, să urli, să-ți... Știi? Și atunci mm-hmm. iei și într-un top și așa mai departe și te pune pe site și... Da, dar aici sunt beneficii. Porcu. Păi și acolo sunt terapeutice. Porcu, dar nu e a tău dacă ești al ascultătorii. Dar nu, că noi sharing is caring, noi pentru că am achiziționat acest porc și am plătit lunar acea sumă pentru întreținerea porcului, am face să mulțumim ascultătorilor pentru like-urile primite. Păi și cum, să contribuie și ei sau e cadou nostru nu, pentru ei? Nu, e cadou nostru pentru ei. Și dăm porcul cuiva la final? Și am putea face, uite, da, un vezi? Concurs la Ignat. A, ce tare. Și când, de și Crăciun? Dăm porcușorul. Da, și dăm, care nu o să mai fie porc, deocamdată e porcușor, mic, mai așa, mult, mai sigur, simpatic el. Dar o să crească. Foarte bine. Și dăm mare, acces tuturor, poate să vină arădenii, poate să vină arădenii să decidem împreună, facem un porc, cum să se numească, deja avem da. Jupânul, Pinky. Eu zic și... Eu zice The Brain. Nu să fie Pinky and The Brain. Small Brain, eventual. Da, da. Da, perfect. Sunt de acord și dimineața când suntem și vom fi și live să avem un cadru și pe... Exact. Cu porcușorul ce face. Știi, să fie cu noi în emisiune. Și plus, emisiune, da, și plus aproape. Avem link-ul acolo non-stop ca orice arădean care vrea să vadă porcușorul Radio Arad, Aradul Matinal, ce face în fiecare da. Zi, să ne trimite recomandări. Poate vrea să-i dăm la un moment dat un morcov. Posibil, ceva, da, să-i crească vreo ureche de măgar sau ceva, da. Sau cine știe ce. E poate trece bine. COVID-ul ăsta, mergem, ne facem poză cu porcul. Măi, n-ar fi rău. Și nu se pot trimite mesaj, să citească. Ba da, pot, ba da, și asta, poți numai că trebuie trimis în engleză sau maghiară. Dar poate fiind aproape de graniță, găsim pe cineva vorbitor de limba română. Da. Și poate facem o matina, exact, dar de-aia îi băgăm căști. Nuanța de română și n-am dar vrea poate să simte că le învățăm noi. În românizăm, da, învățăm noi porcul. Da, sigur. Română. Putem. Mai băieți, știi care treaba? Putem. Foarte mult ne-a scos pandemia asta din zona de confort, astfel încât, uite, că încerc să nu rămân eu surprins da. Deși când cu greu poți face cu față. Cu greu poți, da. Uite-te, până și la noi, adică... Da, pe modelul, am crezut că le-am auzit pe toate. Dar cu ce probleme te confrunți, Georgie? Nu te înțeleg. Care nu, parte nu-ți place? Nu, e simpatică treaba cu porcul, așa să urmărești porcul de la distanță, să-ți cumperi porcul. Nu, deci nu-l urmărești. Faptul că, de aceea spuneam, că te scoate din zona de confort pentru că te da. Determină să găsești soluții la o situație de criză până da. La urmă. Da, dar, și fiecare reușește să o gestioneze așa cum crede că poate și da. Cum ești crește. Implicat în mod direct, deci te simți parte din creșterea porcului și din viața lui. Da. E posibil să avem radioascultători singuri? Care la un moment dat a zis că nu, vreau să mă uit ce face porcul Radio Arad. Vezi că poate primești. Poate avem radioascultători posesivi care o să vrea da, să câștige control concursul. Control, da. Vezi că poate domnul care scrie eu caut femeie, poate să scrie cineva eu caut porc. Da, uite. Ideea e că, uite, că nu o să scoatem porcul la vânzare. Deci nu la vânzare, nu scopul. Nu. Sau facem probleme. Cadou. Îl facem cadou, zic eu. Da? Știi? Și ce cadou mai frumos de Crăciun, înainte de Crăciun, decât la final porc, de așa decât un porc, adică sau cârnați, depinde ce alege. Deci este pragmatismul tradițional românesc. Absolut, da. Eco! Ce să mai o dăm cu alte chestii? Dezvoltăm relațiile bilaterale cu ungurii, români, Ungaria, știi, chestii minuni. Ce ți-ai dori cadou de Crăciun? Un porcușor. Dar nu oricare porcușor, nu. Porcușorul matinalilor. Da. Da? Avem cumva și opțiune de monitorizare a kilogramelor. Da, să vedem dar dacă, îți dau toate da. Deci în da, taxa aia lunară. Când depășește 100 de kilograme, nu că, la știi, fifiț acum. Prin aprilie vezi că nu-i cum exact cum trebuie și tremuri. Că acum stai un pic, nu trebui... să fie ca jocurile alea cu Candy Crush. Da. Nu știu ce cântaia. Super Mario. Aia zic că nu vom fi ceva de genul. Adică da. nu, trebuie să luăm că o să facem aici poluri în funcție de mesajele primite. Da. Vedem ce zice majoritatea lumii. Și atunci și în funcție de asta decidem ce facem. Ce facem? Ok. Pinky / jupânul / the brain. Brain, da. Brain. Deci să zină porcul la băbăie, deci pe deci mine nu mă mâncați, cât de da? Diferiți suntem. Toți trei. The brain? Brain, Pinky and the brain, știi? Cunoști dacă George a zis Pinky. Da, da. Și asta cu the brain... Da, da, și de ce? Pentru că aveam o carte cu povești când eram mică și porcușorul de acolo era roz. Așa era desenat în cartea respectivă, așa era ilustrat. Și avea și fudiță. Nu, era doar porcușor, era el. Dar chiar roz. Era el. Dar este ceva desen animal recent apărut tot așa cum porcușor care cântă. Să le mai țin minte. Asta recent un pic. O să-ți strimit. Păi era, deci... Și cântă era porcușor. Era Porky Pig sau la cine? Altul? Nu, era o carte cu... Sau, na.
Cei trei porcelușe, de exemplu. Să fii cu minte că porcușorul a făcut nu știu ce și că tu trebuie să fii cu minte ca și copil, pentru că uite ce a făcut porcușorul și ce a pățit, cauze și efect și așa mai departe. Da, deci eu și țin minte că porcușorul respectiv era ilustrat într-un roz pal, așa, da, un da. Loc roz plămâniu, așa, sau poate eroare de editare. Să fie mai frumos, nu, dar așa e. Autorul, știi? Sau poate, uite, avem cineva cu spirit de afacerist și ne sună și ne anunță sau ne scrie că ne-ar plasa ei la porc. Nu știu ce are porcul, graj, nu graj, ce are acolo. Ce vorbești, are cameră de hotel. Na, acolo să ne plaseze, poate facem un parteneriat cu cineva da. Loco și punem o cameră web, internet este, putem minun să și vedem. Deci nu trebuie cânte... neapărat făcută treaba cu Ungaria, dar acolo la ora actuală este. Putem să învățăm să cânte, nu mi-e frică de lupul cer. Da, o să te trimitem pe tine în delegație. Deci, da, mulțumesc, deci o să am o să ai multe materiale el, de TikTok. El e cam, dârjit așa la gât, știi, cam trebuie să ne da. Curățăm puțin gâtul înainte, că văd că e cam... Da, 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 o să... O să, cântat acum. O să te duci acolo și o să auzi. Știi că nu mai face, nu mai nu, grope. Nu, o să aud. Ni-mi-mi. Da, mami, momo. O, Doamne. Deci, câte like-uri în două săptămâni? Două. Follow. Măi, două, mă, mii, doar două. Mi. Mă, prietene. Două mi. Da, nu, mă, deci, mă, prietene. Da, i-am zis deja, prietene. Deci, după comenturile de ieri, am trecut la next level. La next level, nu mai suntem doar colegi, suntem prietene. Da. Dă-mi voie să spun ceva, prietene. No, deci, eu zic că ar trebui să avem target. Targetul meu, eu zic că aș fi insistent și pentru că se poate, eu a zice 10.000 de like-uri. Avem o populație în județ de 160.000 de persoane, aproximativ, nu? În oraș. 160-100... În oraș sau pe județ? În oraș. În oraș, în oraș. În oraș. Deci din 160.000... Mai puțin chiar, dar... Bine, dar mai e și zona rurală, mai avem și alte orașe, avem ascultători de pe America. Da. Facem un logo fain, Free Porky. Deci tot la porchi oarecum. Aia zic că... Da, free porky, ești numai ca să-i... Nu, o să spunem că au fost o greșeală de editare. Nu, deci... Nu-i free, frig, porchi. Da. Da. Să înțeleg, deci o să-l dăm cadou unui ascultător într-un final. Da. Da. Dacă, sau da. Facem cârnați, dacă se va decide că se fac cârnați și din porcul nostru și atunci împărțim. Facem cadou. Împărțim facem și împărțim în mai multe roturi. De cârnați. Da, exact. Facem o degustare, aducem ceva, cunoaștem în Arad, este vreun mare șef din asta, expert la cârnaților și să facem o degustare. Deci vreți voi așa să... Chemăm pe colegul nostru Virag. Da. Din deci cunoscuții mei e cel mai șef în șef în cârnații. No. Deci, atunci, ne gândim, dragi radioascultători, pregătiți-vă, urmează un concurs care o să țină inedit. Va trebui doar să apăsați follow, că mai nu așa se spune. Îi dăm numele, pe Radu totuși pe concurs, cum era, porchi, nu, pinky, ce? Free porky. Da, poate acum mai lucrăm Pork un pic free. La nume. Nu, da, lucrăm da, la nume, că nu știu. Un pic de estetică, eu un pic nu mă așteptam că o să reușesc să vă conving să facem concurs. Păi, dar îl facem, te susținem. Bă, cum vezi, entuziasmul nostru este debordant. Nu, e doar de dimineață, să nu iei personal, că nu. Da. Să nu bucur atât de tare. Da, noi încă ne bucurăm, dar pe interior o să ajungem și la exteriorizare. No, deci, construim atunci acest concurs, așteptăm recomandări și din partea radioascultătorilor să ne scrieți pe Facebook, pe WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok și Twitter sau pe Twitter-ul lui Ovi. Da, exact. Căutați-l pe Twitter. Eu caut poze pe net cu porți, să știi. Da, ca să... Exact, o să facem o machetă faină și atunci targetul va fi ceva incredibil, adică 10.000 de followers. Da, adică da, mai da, avem nevoie de 9.000 și ceva de click-uri. Da, nimic să facem. Și dacă facem în două săptămâni, ajung sau trei? Păi... Dacă vrei în două săptămâni să ai 10.000, eu zic să mergem din casă în casă, să intrăm peste ei. De ce? Nu candidăm la fotoliu de primar. Eu zic să ne facem niște poze în sala Ferdina. No, deci, atunci, sau mergem pe toată luna februarie, într-o lună 10.000 de... Hai să fim mai îngăduitori, să lăsăm toată luna la mărțișor. Că oricum e scurtă vorba aceea. Că oricum, de la finele lui februarie începem cu voi, doamnele, domnișoarele, întâi, două săptămâni acolo s-au dus. Mai, asta a fost așa acum o chestie de partaj. De ce doar din antifebruarie? Nu,
Nu, ziceam concursul de la 1 concursul februarie. Am speriat, am crezut că doar nu, atunci țineți minte că există în viața voastră. Între unul și o marte, știi? Nu, eu vorbeam de concurs. Eu am un concediu programat atunci. Mă duc la ceva. Eu vorbeam de concurs. Mă duc la grădini termale, sigur, în perioada aia. You can run, but you can hide, știi? Vin și după aia, înainte de Paști, iar dispar, tot așa. Da. Așa tematic, nu? Cum ar fi? Da, am foarte mari probleme și trebuie să mă duc în zonă. Și gândiți-vă, putem să ducem acolo un banner frumos, o chestie cu Radio Arad, ori de câte ori lumea intră, vede, e porcul nostru. Mi se pare corect. Și e porcul tuturor. Tuturor, da. Da. Fanilor Aradul Matinal. Și fiecare primește o bucată de ciernat. Nu știu, asta încă nu avem de unde să știi. Asta încă nu avem de unde știi. Bine, deci asta am discutat. Așteptăm recomandări, sugestii dacă vreți să facem acest concurs sau nu. Trebuie să știți că o să avem nevoie de susținerea tuturor pentru a strânge cei 10.000 de followers și like-uri. Și atunci numele de cod este Go Porky. Go Porky. Go Porky. Fly Porky. Fly Porky, nu. Morning Porky. Da. Morning Porky. Da, uite, Morning Porky. Adaptat. No, mai tematicii. Da, Morning Porky. Și atunci cum va fi? Dacă cumva ne iese atunci Morning Porky Show Provincial? Da. Singurul show provincial cu porc. Exact. Dacă tot e provincial, da, nu? Da, cu porc la purtător. Și atunci la anul ce facem? Luăm niște rațe, gâște? Da. Stai să depășim momentul porcului și omul, adică omul. Și el e parte din show, că e în fiecare dimineață prezent, da? Bună dimineața! Dimineața! Fără Molnar și Ovi, și diminețile e pustiu. Bună dimineața, Arad! Ascultați Aradul Matinal, singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi. Și azi dimineața avem și una bucată georgiană a țintea burcă. Bună dimineața din nou. Bună dimineața. Șefa la știri. S-a întâmplat ce mai interesant ieri, chestii minuni care se merită de bun. Se întâmplă. Întotdeauna se întâmplă. Nu suntem noi informați. În permanent se întâmplă și dacă nu se întâmplă, trebuie să găsim să se întâmple. Și uite așa. Și câteodată la ora care se întâmplă, Mihai, noi dormim. Da. Reamintim că a fost un incendiu la Spitalul Matei Balj din capitală. 4 da. Persoane au murit carbonizate. E breaking news pe toate canalele de știri. Da. Peste tot, încă nu se știe ce e, cum e, dar... Na. Avem o știre și din Rădăuț. Să vină. Ciorba de Rădăuț, vă place? Să știți că Rădăuțeana, da? Eu până anul trecut n-am mâncat ciorbă de burtă, nu mi-a plăcut. Dar în schimb am mâncat Rădăuțeana, care de fapt e zeama de la ciorbă de burtă, dar e cu pui. Da. Și mi-a plăcut. Și anul trecut un prieten de-al meu m-a convins și mă întâlnesc cu el destul de des. Și cu el m-am apucat și de un an. Sunt fericitul ești mâncător ciorbist, de ciorbă cum ar veni, de burtă. Nu? Da. Ești burtolog. Da, ești burtolog. Exact. Foarte bine, da. Deci și mergem eu la Rădăuț. Ciorbă de burtă din când în când. O vezi? Ocazional. Sigur, Rădăuț, că deja sunt acolo și pe hartă. Și pe hartă. Medicul de la Spitalul Rădăuț a amendat de dese pe Suceava la cererea Ministerului Sănătății pentru că în centrul medical s-ar fi vaccinat 563 de persoane care nu erau eligibile în această etapă a campaniei, respinge acuzațiile care îi se aduc și anunță că va contesta amenda. El spune că după ce a fost amendat, a fost forțat să arunce dozele rămase pentru că oamenii nu au mai venit să se vaccineze. Noi la matinal am felicitat pe om. Da. Pentru că omul a avut vaccinurile. Da. Medicii au zis câțiva acolo, nu, a rămas cu vaccinul și a intrat omul în spital și a zis, nu, cine vrea să se vaccineze? Da, adică este o lecție de umanitate din partea lui, așa da, văd eu. Da, dar uite unde a ajuns. Asta da. E exact ca și faza cu directorul nostru DSP de pe Arad, Horia Timiș. Corect. El a deblocat Nădlacul, nu? Anul trecut, în primăvara minun, și acum umblă la DNA să dea tot felul de declarații. Ca și vin băieții de la DNA și spun asta e legea, tu ai făcut asta, că ulterior s-a schimbat legea, e altceva, dar atunci când tu ai rezolvat... Și stau să mă întreb că... În condițiile astea, nici nu cred că vreodată ne-am confruntat cu asemenea situație ce a fost anul trecut. Și cred că nimeni nu s-a confruntat până la urmă. Aia zic, nu, omul a și fost... Și nu ai avut o legislație care să te ajută oarecum să intervii în sensul acesta, pentru că, să fim serioși, a fost ceva nou pentru toată lumea. Da, exact. Și atunci întrebarea mea este, ce trebuia să facă? Să lase Nădla blocat? Ar fi fost mai bine? În plină pandemie, începând de pandemie, când știm că foarte multe persoane au intrat cu COVID?
Acum, dacă era altcineva, sigur, cu siguranță asta ar fi făcut. Deci sunt sigur că asta ar fi făcut. Dar pentru că sunt persoane care, pentru care doar protocolul sau doar, nu știu, anumite directive, da, cred că în momentele, contează, în rest nimic. În momentele acestea de criză, oamenii care gestionează astfel de situații și până la urmă, poate pentru cei care suntem oarecum în exterior, este destul de ușor să critici și să fii critic cu treaba asta. Însă, în egală măsură, cred că este foarte greu pentru cei care sunt acolo și cei care sunt la butoane și trebuie să ia decizii pe repede înainte, uh-huh, și să fie bune și să nu și să fie, aibă un impact bun asupra populației, cred că este o presiune foarte mare. Acum, da, pe de altă parte e și adevărat că ne-am confruntat în ultimii ani cu poate sau am găsit sau am dat peste oameni care nu neapărat sunt oamenii potriviți la locul potrivit. Da. Însă trebuie să oarecum punem mână de la mână și să fim un pic mai înțelegători în sensul acesta, nu să le luăm apărarea și să nu amendăm atunci când se greșește. Însă, pe de altă parte, eu sunt convinsă că acelor oameni nu le-a fost ușor să ia decizii în acele momente. Iar pe de altă parte, vis-a-vis de lege, da, poate că după toată această etapă nu ar fi rău să învățăm ceva sau să tragem niște concluzii, să există o masă unde să fie așezați oamenii cheie, exact, și să analizeze un pic bun ce am făcut bine, ce am făcut rău. Corect. Și general cred că în viață ar trebui să se întâmple treaba asta, indiferent de domeniu, indiferent de unde lucrezi, indiferent de ceea ce faci. Trebuie să tragi niște concluzii după o perioadă de genul acesta, care uite, iată, din păcate se pare că nu se termină, ci din contră, specialiștii spun că în martie există posibilitate și una foarte mare să ne confruntăm cu cel de-al treilea val. Da. Da. În principiu, cred că avem o legătură telefonică directă. Bună dimineața! Bună dimineața! Îl avem alături de noi pe nimeni altcineva decât pe domnul Mesar Alexandru, pentru că trebuie să vă felicităm. Unul la mână pentru realizările echipei noastre de suflet UTA și doi la mână, s-a creat un precedent și sperăm că așa veți continua și pe viitor. Da. Cu efectul man, cum s-a așa spune. E. Da, despre Denis. Bună dimineața, domnul Mesar! Bună dimineața! Multe lucruri bune se întâmplă în România, pe lângă tot ceea ce vedem în jurul nostru și care poate ne-ar contrazice. Însă ne-am propus puțin să povestim cu dumneavoastră despre Denis Mann și despre acest transfer care ne bucură pe toți înspre Parma și care duce și în conturile UTEI niște bani care cu siguranță nu sunt de lepădat și care ajută. De acord? În totalitate, așa este. Precedent, cum a zis și colegul dumneavoastră, este doar din punct de vedere financiar, că este cea mai mare sumă pentru România. Așa e, da. UTA a mai dobărut recorduri de genul ăsta, a vândut cel mai scump jucător din Liga 2, a fost cea mai mare sumă de transfer. Sunt foarte mulți jucători crescuți pe linia asta, Atletico Arad, UTA Arad, care au ajuns la loturile naționale, da, care joacă fotbal la un nivel înalt. Dau câteva nume de exemplu, numai Țucudean, Bălgrădean, Man, Purece, Oaidă, sunt mai mulți jucători. Deci funcționează, să zicem, piramida Petre, pe care am construit-o acum. Da, exact, piramida care am construit-o acum, să zicem așa, 20 de ani sau... Da. Acum 20 de ani știați că așa se va realiza și se va urca în acest ritm sau ați avut așteptări să fie mai repede? Nu. Așa de dimineață. Nu. Noi când am început proiectul Atletico acum 20 de ani, am început cu o grupă de vârstă cea mai mică la ora actuală. Deci chiar grupa de 91, vorbim de grupa lui George Țucudean, erau copii de 6-7 ani. Deci a fost clar că vom avea doar de acoperit cheltuieli. Deci doar plăți. Nu vom avea încasări cel puțin 10 ani. Și așa se și-a întâmplat. Deci 10 ani Atletico nu a avut încasări, doar investiții. Pe urmă, în fiecare an s-a întâmplat ceva și încet, încet s-a recuperat investiția. După aia a venit acestui proiect UTA, care la rândul ei a contribuit pozitiv
la această academie, deoarece este o vitrină incontestabil mai bună decât Atletico, având în vedere tradiția și eșalonul în care joacă. Da, dacă ne puteți lămuri, așa din punctul dumneavoastră de vedere, îi ascultam pe mai mulți oameni din fotbalul românesc care spuneau, și printre ei se numără și fostul internațional Ilie Dumitrescu, el spunea că este convins că Denis nu va avea probleme de adaptare în Italia. Dumneavoastră care îl cunoașteți în mod personal, ce părere aveți? Se va adapta destul de rapid? Deci, din punct de vedere de pregătire tehnic, fizic, talent, sigur nu va avea probleme. Pentru că Denis este între puțini jucători români care joacă un fotbal total. Corect. Afară de picior drept, să zicem. Asta este un singur dezavantaj. Dar în rest, joacă în viteză, gândește în viteză și are execuții formidabile. Deci, sigur, din punct de vedere fotbalistic, nu va avea niciun fel de probleme. Acum să vedem dacă, din punct de vedere mental, se poate acomoda la noul statut al lui, vedeta României, da, da. Aici un salar mult mai mare decât a avut în prezent, poate să urmeze și câteva șocuri, când nu dai randament, nu stă nimeni după tine, te pune lateral, da. Nu este ușor. Deci așa noi ne gândim că e ușor, dar deloc nu este. Așa este, da. Însă avem într-adevăr speranță că se va adapta, e pentru binele tuturor asta și în primul rând a lui. Eu mai am o întrebare pentru dumneavoastră, promit că e ultima, dar nu pot să nu vă întreb sau nu pot să nu vă cer să ne spuneți vreo 2-3 nume pe care poate mizați în viitorul mai îndepărtat sau mai apropiat din partea UTEI, că vor face pasul poate în țară la o echipă mai mare și apoi în străinătate, dacă nu direct. Fără să exclud sau pot fi și mai mult, da, de 2-3 nume. Având în vedere că în actuala piramidă, să zicem așa, există 400 de copii, 300 la aproape 300 la UTA și 100 la Atletico. Niciodată n-am făcut diferențiere între ei, nici atenție mai mare pentru unul sau celălalt, că nu vreau să dezamăgesc pe nimeni sau chiar să laud pe cineva și care să se creadă deja fotbalist. Dar vă asigur că există. Există viitor pentru foarte mulți, avem speranțe, tocmai de-aia investim în continuare. Deci, dintre copiii ăștia sunt foarte mulți care nu sunt din Arad, au venit pentru a se dezvolta și a se perfecționa în Arad. Deci avem cele două hoteluri cu care colaborăm, care sunt plini de copii veniți din alte părți al țării. Da. Deci, și în momentul de față, la echipa de Liga 1 din Arad, evoluează 5-6 juniori care nu degeaba sunt acolo. Și urmează și alții. Vă mulțumim foarte mulțumim mult. Succes în continuare. Hai, UTA. Mulțumim. Și mulțumim, succes și cu Atletico Arad. Sperăm să continuați tot în acest ritm și, cum s-ar spune, și la mai mare. Cam așa să spunem. Doamne ajută. Da, bună. O zi frumoasă. La fel. Vă mulțumim pentru intervenție. Mulțumim tare mult. Ești curios să afli ce-ți aduce ziua? Noi nu suntem curioși. Nici nu-ți citim horoscopul, dar îți aducem informații și bună dispoziție! Aradul Matinal. Singurul morning show provincial cu Molnar și Ovi.